În cursa pentru titlul mondial de cei mai buni manageri din lume s-au înscris 128 de echipe din România. În cele din urmă a rămas una singură. Felicitări încă o dată tuturor! Aș putea vorbi o săptămână ce face jocul acesta. Ca să fiu mai pragmatic, trebuie să știi cât produci, pe ce piață vinzi, cât să vinzi și, în primul rând, să satisfaci cererea consumatorilor. Ok. Câștigăm? Nu pot să promit, dar aș vrea să fim la masa finală. Să fim în primele 8. Eu sunt convins că echipa câștigătoare o să facă în așa fel încât finala mondială de anul ăsta să fie una reprezentativă pentru România. Concurenții vor fi concentrați la maximum în concurs, mai ales că cei mai buni sunt recrutați de marile companii. Mihaela, economistă de profesie, este un exemplu. A obținut independența financiară după o astfel de competiție. La prima ediție în România acestei competiții, mai exact în 2005, am fost participantă cu o echipă de studente și am reușit să încep locul 2 la finala națională, mai exact locul 2 pe România. Și în urma acestei reușite, această companie care organizează acest simulator de business m-a recrutat. Finala campionatului mondial de strategie și management se desfășoară la București în perioada 16-18 aprilie. Cum se desfășoară un astfel de concurs? Fiecare companie s-a prezentat la un concurs cu echipe alcătuite din angajați de la toate departamentele implicate în procesul decizional. Cu toții au simulat activitatea de conducere a unei societăți, iar câștigători au fost cei care au obținut cele mai bune performanțe economice.